folosim un nume fictiv, un nume fals. Da, îi spunem Andrei. Este în legătură telefonică bărbatul despre care tu zici că nu mai poți. Ia să văd ce faci acum când i-auzi vocea. Ia auzi. Bună seara, Andrei. Bună seara. Păi sunteți mai tare, că nu se aude. Andrei, dați un pic mai tare, vă rugăm, să audă vocea. Da. Andrei. Bună seara. O cunoști pe această fată invitată în platoul nostru? Foarte din vedere. Cum ai spus? Mai tare un pic. Din vedere. Din vedere. Deci nu te-ai întâlnit niciodată cu ea? Nu. Doar la poliție. La poliție de ce? Păi a fost chemat pe numele la terenul un an și două luni. Am depus o grămadă de plângeri și... Înțeleg? A, uita să ne mai spui. Făceai conturi false cu el? Făceai conturi false? Da, ca să-l găsesc. Ca să-l găsești? Peste 50 de conturi false, mașini scriate... Nu, mașini scriate, nu. Mașini avariate în care există, există dovezi și... Andrei, la servici. Totuși fata aceasta ne spune că are numărul tău de telefon. Eu te întreb acum serios, da, făcând abstracție de, repet, de drama pe care ea o trăiește de când s-a născut, nu, pentru că ea trăia. Ascultați-mă. De unde are ea numărul tău de telefon? Păi cine nu poate face rost de numărul de telefon? Poate tot nu poate face rost de numărul de telefon, da? Andrei, deci tu spui că ea inventează absolut totul. Colegi de la... Știi că ea, dacă vrea, poate să dea detalii și despre apartamentul de serviciu pe care tu l-ai. Adică... Există ceva. Eu nu am apartament de serviciu. Da, eu știu cum arată și la corp. Na, că doar m-am culcat cu el. Cum arată apartamentul respectiv? În momentul stau închis. Deci e în momentul stau închis. Da. Da, stai un pic. Andrei. Nu, pentru că încercați să faceți cu totul altceva. Andrei, ce hai să vorbesc eu cu tine atunci. Eu da, a vorbit cu mine și, dacă îmi permiți, Andrei, o să spun Andrei, prefăcându-mă că nu știu cum te cheamă. Stai o secundă. Haideți să vă spun ceva. E prima să trebuie să mă ascultați puțin, da? Această persoană este în baza poliției. Omul spune că... probleme silice, da? Stai puțin, că nu știm dacă are sau nu are. Problema ta pe care am discutat-o noi doi astăzi la telefon a fost că tu nu ai primit număr de înregistrare la niciuna din plângerile pe care a făcut-o față de fata asta. Verificat și că polițiștii râd și îl trimit acasă. Deci, verificați câte plângeri sunt la poliție, peste tot prin mai multe spese, da? Și după aceea ați putea să mai comunicați. Bun, Andrei, hai să luăm altfel. Eu nu am de unde să știu dacă ea spune adevărul sau dacă tu spui adevărul. Dar da, e posibil ca tu, într-adevăr, să te fi distrat, să fi profitat de naivitatea ei, de, cum vezi, îi spunem naivitate, pentru că... Ai profitat de corpul meu și nu mai e de nevastă. Cine să-ți fie? O seară bună. E posibil, Andrei, stai că nu e bărbătește ce faci. E posibil să o fi dus la tine în apartament, că e de serviciu, că nu nici nu mai are importanță. Știind că, iată, e cerșetoare, că nu are familie și acum, să fugi, pentru că asta faci. Dacă ai amăgit-o două luni de zile și ai chemat-o în fiecare seară la tine, trebuia să vorbești cu ea înainte asta să o las pe drum. Dar adică asta e varianta ei, dacă l-a scos pe el, s-a enervat acum, n-are nicio legătură cu ce spune. Cu da, asta. Omul susține că și la mine s-a rățuit în prima zi, adică ieri când am stat de vorbă, că nu mai... Și zic, dar de ce țipați? Și mi-a spus că nu mai poate. Eu am înțeles. Că este, că trebuie să-și ascundă mașina, să o parcheze în altă parte, că familia... ceartă și că nu mai poate trăi, că îl urmărește ea peste tot. Pe de altă parte, am învățat că întotdeauna adevărul este undeva la mijloc. În situația asta, cum poate fi? O luăm pe Petruța, o fată amărâtă, care a crescut mai mult fără părinți, n-are o zi de școală, dar asta nu înseamnă că poate pentru un bărbat într-o zi a apărut prințesă, nu? Se poate întâmpla și lucrul ăsta și lui să-i fie rușine, cum spune ea. Eu, după părerea mea, adevărul, n-avem cum să stabilim noi, că poveștile sunt complet diferite. Doar poate un detector, nu știu, stau să mă gândesc, habar n-am. Dar nu, altceva... dar nu cred că mai ajută pe nimeni, pentru că tu nu poți să-i impui omului o iubire pe care el nu-ți dorește, asta nu trebuie simte. Să înțelegi tu. Asta trebuie să înțelegi tu. Că dacă el nu vrea să fie cu tine... Nu vrea și nu ai ce să faci. Poți să faci tu cât vrei. Nu o să-l determine nici gesturile astea de a-i lipi pe mașină cu miere, lenjerie sau ce ai mai făcut tu, nici bilete. Dacă m-a bătut?
O singură dată. Păi nu, dar dacă un om te-a bătut, în primul rând nu poți să iubești un om care te bate. Ba da, eu pot. Eu îl accept așa cum e. Bun, stai așa un pic. Nu, Mara, că nu, nu poți. Dacă da, Ian a depășit, noi nu, niciodată nu putem. Noi am sunat la asistența socială din localitatea din care vii tu și acolo ni s-a spus că nu ești în evidența lor cu absolut nicio boală psihică. Păi deci, apropo sunt, de acuzațiile pe care unii sau alții le fac, tu poate că ai avut un episod din acela de depresie sau de suferință extremă după despărțirea de el și ai luat un tratament, dar a fost o chestiune izolată, înțeleg? Nu apar în evidență ca fiind un om cu probleme psihice. Acum, ce e de făcut? Băiatul a închis telefonul. E de făcut așa, că tu trebuie să înțelegi că un om care te lovește nu merită să fie iubit. Dar trebuie să înțelegi tu. Și când cineva te bate, te duci la poliție. Același lucru îl face și el, lasă-l în pace. Părerea mea e să-l lași în pace, pentru că dacă vei continua, cum zice el, să-i pui bilete, să-l hărțuiești, să-l urmărești așa, până la urmă nu o să mai fie doar o amendă, că am înțeles că ai primit niște amenzi pe care tu nu le plătești, că asta e situația. N-ai de unde... Asta este, urmărească statul să te le plătești, nu se întâmplă, că nici n-ai ce să dai până la urmă. Dar la un moment dat, toate amenziile astea s-ar putea să se transforme în ceva mai grav, și anume zile de pușcărie pentru tine. Știu. Îți dorești treaba asta? Nu cred. Păi nu îmi doresc, dar dacă o să intru, asta e, n-am încotro. Adică nu te oprești, tot o să continui? Păi de oprit ca să nu-mi fac belele la poliție, da. Mă opresc. Adică... Dar uite, te întreb eu, că ai zis mai devreme că ce ți-ai dorit. A întrebat Mirela și ai spus că ți-ai dorit să facă sărbătorile cu tine. Și dacă ar face sărbătorile cu tine, după aia l-ai lăsat să plece? Da, aș fi cea mai fericită. Păi uite, invită-l de Revelion, să vedem. Păi dar nu îmi răspunde un mesaj la telefon. Păi nu mă spune la televizor, că se uită. Se uită? Păi se uită sigur. Uite la camera aia unde e becul roșu acolo. Trebuie să te uiți ca să te uiți în ochii lui. Da. Poți să mă bag în genunchi? Poți dacă... Hai, mă, nu, păi, nu, Mara, nu. Dacă fata-l iubește... Hai, hai să nu amăgim, e clar că n-are niciun sens. Dar dacă a avut... Ce? Dacă au avut o legătură și e cum zice păi ea... Păi ce crezi? Dacă el a spus clar că nu și o dă pe mâna poliției păi da, și închide zice telefonul... public. Am înțeles, nu, eu zic să nu mai amăgim. Păi ce amăgim noi? Păi bineînțeles, ce să... Noi îi spunem roagă-l și ea zice hai că mă pun și în păi ea a zis că dacă el face revelionul cu ea, nu, mă, nu, îl lasă. Nu, mai e clar ce... Eu nu știu dacă nu e adevărul la mijloc, scuză-mă. Păi chiar dacă o fi, eu cât nu poate cred să inventeze un om? Nu, nu, hai să nu mai... Eu mai bine îi spunem fetii, Doamne ferește, a încercat de 3 ori să-și ia viața. Ce facem? Îi dăm iară șansa? Hai că l-am rugat în genunchi la acces și poate băiatul mă sună. Și dacă nu mă sună, diseară mă duc să încerc să mai fac iarăși. Păi oricum se duce. Păi rolul nostru, Mara, este să-i spunem să nu se ducă. Păi și eu am tocmai ce i-am spus, păi să nu se ducă. Păi și ce facem? Încurajăm în prostia păi asta? Păi nu, domnule, eu zic așa.